Schimbări importante în programul Rabla. De la 1 ianuarie 2019, autovehiculele care nu vor avea inspecția tehnică periodică făcută nu vor mai putea fi valorificate prin programele Rabla și Rabla Plus. Am considerat că ITP-ul este o condiție obligatorie în ceea ce privește casarea unei mașini și stoparea poluării, deoarece ITP-ul dă dreptul utilizatorului sau proprietarului de autovehicul de a funcționa, de a circula pe drumurile publice. Atâta timp cât acesta nu are un ITP valabil, nu poate circula. În consecință, nu generează nici emisii și tocmai acesta a fost considerentul pentru care am introdus în actul normativ care este în vigoare, dar cu aplicabilitate începând cu ianuarie 2019, tocmai pentru a nu crea o blocare a pieței, condiția de ITP valabil. Deci dorim să scoatem din circulație toate autovehiculele care generează emisii de poluanți și să le înlocuim cu unele noi și mai puțin poluante. A declarat astăzi președintele Administrației Fondului pentru Mediu, Cornel Brezuică. Acesta a adus câteva precizări și referitor la tichetele nevalorificate în acest an în cadrul celor două programe Rabla. În prezent sunt circa 9.000 de tichete nefolosite. Tichetele care sunt aprobate prin bugetul anului 2018 trebuie consumate până la finele anului. În situația în care nu se vor consuma, atunci acestea se vor pierde, urmând ca la elaborarea bugetului pentru 2019 să bugetăm o altă sumă pentru nu știu încă ce număr de tichete. În anul 2018, Guvernul României a alocat o sumă importantă pentru programul Rabla. Sunt 40.000 de autovehicule noi care circulă datorită programului Rabla. Am scăpat de 40.000 de rable care au mers la casare și totodată emisia este mult mai mică, a mai spus Brezuică. Programul Rabla funcționează de peste 10 ani în România, în timp ce Rabla Plus, program adresat exclusiv achiziționării de mașini electrice și hibride, funcționează din 2016.